Seminarul teologic Sfântul Gheorghe din Roman se află în plin proces de reabilitare. Cu o echipă formată din 7 muncitori, se lucrează intens pentru ca reparațiile să fie gata până la deschiderea noului an școlar. Vacanța aceasta am desfășurat mai multe lucrări de igienizare. Lucrări de igienizare care constau în văruirea sărilor de clasă, în lambrisarea lor, în sensul de a da cu lac lambriul care există în fiecare clasă și, nu în ultimul rând, de a da parchetul cu vopsea, pentru că avem un parchet mai diferit decât în alte săli de clasă, întrucât, așa după cum știm, clădirile noastre sunt foarte vechi. Așa că încercăm și noi să ne descurcăm cu ce putem. Toate aceste materiale ne-au venit de la primărie și pe această care țin să mulțumesc Consiliul Local împreună cu domnul primar, care ne-au oferit, ne-au dat un răspuns pozitiv la solicitările care le-am adresat și totodată o mare parte din aceste lucrări de igienizare le-am realizat și cu fonduri proprii, mai bine spus modernizare, pentru că necesitau și astfel de lucrări de modernizare. Am modernizat cancelaria, care într-adevăr și era într-o situație foarte delicată. Am înlăturat tot ceea ce a însemnat vopsea, toți pereții erau numai cu vopsea, am dat vopseaua jos, am căutat să punem glet și așa mai departe, var lavabil, să arate ca o cancelare modernă. Lucrările au fost efectuate din fonduri proprii. Cu mare parte din dormitoare le-am pus parchet nou, pentru că parchetul vechi era deteriorat. Toate acestea le-am făcut cu fonduri proprii și încercăm în continuare să mai facem și alte lucruri în această instituție, dat fiind faptul că noi am demarat un proiect de modernizare și reabilitare a instituției, însă acest proiect e în stadiu de așteptare la forurile competente, așa că decât să așteptăm un răspuns pozitiv, încercăm și noi să ne descurcăm cu ce putem, cu fondurile proprii care le avem și cu sprijinul primăriei.